Bine ați venit la deschiderea sezonului în care Galeria Dava 77 găzduiește un triplu debut de data aceasta. Este vorba de Bezim Jamal Antonia, o elevă în anul 4 la Liceul de Artă Victor Brauner, o graficiană de excepție, care își aduce în această expoziție, să-i spunem, cel mai important aport, atât prin numărul de lucrări, cât și prin calitatea lor. Această expoziție mai prezintă un alt sculptor pietrean, e vorba de un elev al soților Pompiliu, aici de față domnul Dinu Focșăneanu, care aduce în această expoziție un plus și un aer, să-i spunem noi, un volum, o mișcare în care volumul și natura fac o simbioză perfectă. Un alt actor al acestui eveniment este un poet care se exprimă prin poezie, dar și prin artă plastică, prin grafism mai ales. Este vorba de tot de un elev din anul 4 de la Liceul Victor Brauner, este vorba de Mihail Aurel, aici de față, care reprezintă și ei partea, să spunem, tinerească a lumii. Acum, la această expoziție care se numește Sfârșitul Măștilor, acum, de ce Sfârșitul Măștilor și care măști? Eu le-am interpretat ca și cum ar fi măștile egoului. Adică fiecare dintre noi, până se cunoaște cu adevărat, trece prin diferite ipostaze. Adică este sfătuit de părinți și devine într-un anumit fel. Are un anumit serviciu și capătă anumite măști de prinderi. Are un anumit grup de prieteni și iarăși reacționează. Dacă ne-am uitat în urmă, vedem că omul până la bătrânețe poartă o serie întreagă de măști, de tipare, și aceste tipare îi condiționează felul de fix, dar am concluzionat eu, îl fac întotdeauna nefericit, adică niciodată o mască nu poate fi viața însăși. Până la urmă, adevărata bucurie o avem atunci când ne putem întâlni cu viața însăși, cu secțiunea de aur, cum aș zice eu, din om. Și acest fior al secțiunii de aur l-am identificat la cei trei protagoniști aici de față, și consider că fiecare își aduce aportul pentru edificarea armoniei, să-i spunem noi, universale. Că în fond ceea ce rămâne din toată povestea asta a vieții, a transformărilor, a măștilor, este această secțiune de aur. Acum această secțiune de aur o explică de-abia știința contemporană. Sunt două grupuri de cercetători, unul în Statele Unite ale Americii și unul în Anglia. Și în aceste două grupuri de cercetători sunt prezenți și doi cercetători români. Aceste două, în paralel, au stabilit că la nivelul cuantic, la nivelul microscopic, întreaga natură, atunci când dispare sau când apare, se potrivește într-o proporție pe care antici o denumeau secțiunea de aur. E vorba de un raport, atât în numere, cât și în suprafață, cât și în culoare. Și antici au stabilit că raportul acesta ar sta la baza a ceea ce ei au numit frumusețe. Idealurile antici pendulau în jurul celor trei idealuri, adică binele, adevărul și frumosul. Frumosul fiind considerat cea mai înaltă treaptă a desăvârșirii umane.
Deci sub auspițiile acestei secțiuni de aur am încercat să îi cooptez și să-i, pentru că a construit o expoziție și un eveniment cu mesaj, cum ar vrea Asociația Centrul Regional de Educație Estetică, nu este chiar simplu, nu este nici greu, trebuie și competență, trebuie și oameni, trebuie și talente. În schimb, asociația are ca rol să își prezinte prin intermediul oamenilor și a elevilor idealurile. Ori idealul principal este cel de armonie, că asociația noastră se numește 3DA, Centrul Regional de Educație Estetică. M-au întrebat cei de la București ce înseamnă cei drea. Păi unul vine de la adevăr, unul de la autenticitate și altul de la armonie. Deci hai să-i spunem, secțiunea de aur armonie, autenticitatea, aici e problema. Deci noi nu încurajăm copiști. Deci vrem să fie, să încurajăm tinerii și artiștii spre a găsi propriul lor univers, propria personalitate. Și această autenticitate este întotdeauna legată și de adevărul ăsta de tip artistic pe care îl promovăm noi. În acest context am încercat să combin, deci, volumul, am încercat să combin florile, expresia grafică a Antoniei și, dacă timpul ne-ar mai fi permis, și poeziile lui Aurelian Mihail, Aileni, cu familia. Dar între timp nu am avut bani suficienți, nici timp suficient, și am demarat, am făcut o serie de cataloage pe care dorim noi să le dăm unor virtual sponsori, urmând ca la sfârșitul expoziției să facem un finisaj, îi spunem noi. Deci acum e vernisajul și la sfârșit vom face un microconcert, un finisaj în memoria celor care au murit cam în aceste zile la Clubul Colectiv din București. Asociația s-a ocupat anul trecut și a colectat împreună cu Centrul de Cultură Carmen Seculare, a colectat fonduri, a făcut un spectacol și au fost trimiși acești bani la București. A fost un spectacol de dimineață până seara, cu foarte multe formații artistice. Și ideea a pornit de la Denis Trandafir, care el a organizat un copil, dar de excepție, știți, și cu talent și cu suflet, cum am spune noi. Și el va pleca la sfârșitul lunii noiembrie la Bruxelles, în urma unor premii care le-a luat, a fost invitat să susțină un concert acolo, la Parlamentul Europei. Și noi urmărim să facem un album complex în care să prezentăm toate aceste idei și acest mic ambasador să ducă mesajul nostru la Bruxelles. Va urma apoi concursul Aurel Băieșu, care va debuta pe 1 decembrie anul acesta și cam fiecare an va strânge artiști din țările europene în special. Și baza concursului de anul trecut a constituit o fotografie unde au venit niște fotografi de excepție din Turcia. Și în catalogul care îl avem acum propus pentru sponsori, am reprodus și imagini de ale fotografilor turci. E vorba de Emrah Tashkiran, care a avut o fotografie de excepție din Capadocia. O fotografie în care întunericul se întâlnește cu lumina. Deci eu am încercat să găsesc mai multe direcții și să explic acest fenomen, că până la urmă e vorba de contrastul dintre lumină și umbră, dintre adevăr și, să-i spunem, întuneric. Ăsta este subiectul și cred eu că încercăm să ajutăm
ca memoria celor care au murit la colectiv, a copiilor de acolo, să își găsească prin intermediul acestei expoziții un mic omagiu adus tinereții, frumuseții și armoniei. Că până la urmă ceea ce rămâne este această încercare a noastră de a ne apropia de secțiunea de aur și de armonie. Acestea deci sunt gândurile cu care debutează această expoziție. Deci la finisajul acestei expoziții, cum am spus, va avea loc un microconcert ținut de Denis Trandafir, machetarea cărții în care vor apărea, sper, și poeziei lui Aurel, o lecție deschisă la Liceul de Artă în care vom vorbi despre pictopoezie și despre interferența dintre literatură, muzică și pictură. În ideea de asociația noastră vrea să încurajez, consideră că mai multe idei exemplifică mai bine o esență, să-i spunem noi, de tip cultural. De aia pictura trebuie explicată prin cuvinte. Cuvintele, până la urmă, ca să aibă valoare, trebuie să fie muzicale, să aibă o nuanță, să aibă o sensibilitate. Și încercăm în această asociație să aducem cât mai multe direcții pentru a aprofunda aceste lucruri. Acesta este sculptorul. Îl rog să ne spună și el câteva cuvinte. Este debutul său și, să-i spunem, un început între ale lumii artistice. Eu vreau să vă mulțumesc la cei prezenți aici care au venit și vreau să-i mulțumesc și lui Gheorghiță Cuciureanu pentru că m-a ajutat să prezint lucrările mele. Toate lucrările mele făcute în lemn și în lut și în piatră vor să arate o anumită atitudine, mișcarea, păsările, chiar dacă unele au aripa, numai o aripă ridicată, ele încearcă să zboare în continuare, adică sunt îndreptate spre înălțimi și continuă zborul, chiar dacă sunt rănite. Statuetele la fel au o atitudine, au o mișcare și prin toate lucrările astea vreau să prezint mișcarea, atitudinea și chiar o anumită stare a respectivilor statuete. Eu vă mulțumesc din nou și mulțumesc și din nou lui Gheorghiță că m-a ajutat să deschid să prezint lucrările și cam atât am avut de spus. Deci, ce m-a frapat la acest sculptor a fost că unele lucrări, și am spus și lui, unele lucrări sunt luminoase, aduc secțiunea de aur în prim plan, însă unele aduc acel zbor sfrânt de care vorbea el, unele lucrări de se termină cu un semn de întrebare, cu o greutate, cu ceva spus care încă nu se duce spre lumină, dar încearcă o greutate, o încordare. Ideea e deci de că sculptorul nostru își aduce contribuția prin acest contrast. Deci acest contrast îl vedem și la grafică, îl vedem și în lucrarea lui Aurelian și vedem și la... De aia i-am spus expoziției Sfârșitul Măștilor. Acum îl rugăm pe Aurel să ne zică ceva despre cum a debutat el, cum i-au venit ideile în poezie și cum leagă el poezia cu plastica. Bună seara! Poftim? Sigur. Asemenea domnului sculptor, țin să mulțumesc fiecărui om care se află aici și profesorului meu care m-a ajutat în primul rând să apar. Sunt prezent doar cu o lucrare, dar totul a mers oarecum de la sine. Colega mea, Antonia, care are majoritatea lucrărilor din această expoziție, dar nu este prezentă, a făcut foarte mult, a echilibrat mult lucrările în concordanță cu ce a spus domn profesor și vis-a-vis de poeziile care nu am fost în stare să le aducem aici, am colerat oarecum fiecare lucrare de Antonii cu o poezie de a mea, fiind pe aceeași formă de o imagine. Domnul Scuturi, cam atât. Foarte bine.
Iar eu am intervenit și eu cu direct în sistem și le-am făcut portrete și am completat expoziția de față cu lucrări făcute în diferite ipostaze ale celor care participă aici. În ideea de a, să-i spunem, de a împinge mai departe spre armonie manifestarea noastră culturală. Vă mulțumim pentru prezență și vă dorim o vizionare plăcută și sperăm ca să fie de bun augur reluarea activității la Galeria Dava 77. Mulțumim de asemenea firmei Metro Service, celor care ne-au ajutat la realizarea acestei expoziții, Liceului de Artă, bineînțeles, care dispune de profesori excelenți și de alte și alte lucruri. Mulțumim de asemenea noi noastre fondatoare, doamna Eleonora, care ne-a ajutat cu financiar, și doamnei Bezim, care ne-a ajutat și financiar și prin valoarea artistică a fiicei dumneaei, deci toate împreună, mână de la mână, au contribuit să dea un spirit nou și un avânt asociației și datorită lor asociația își găsește sensul, își găsește sensul și dacă la sfârșitul unei manifestări avem și o bucurie, cred eu că suntem foarte aproape de îndeplinirea scopului pe care le avem. Vă mulțumim!